m-am gândit să reîncepem seria de bio-learning și pentru că în ultimul an am cam abandonat-o din cauza faptului că nu prea mai am avut timp și pentru că facultatea mi-a ocupat destul de mult timp, m-am gândit să reîncepem astăzi cu analizatorul acustico-vestibular, care mie mi-a dat mari, mari bătăi de cap în timpul admiterii, mă rog, sau când mă pregăteam de fapt pentru admitere, și pe care am ajuns să-l înțeleg abia semestrul trecut la fizio, deci practic în anul 2 de medicină, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sper că de data asta să-mi iasă înregistrarea, pentru că data trecută uitasem să pornesc înregistrarea și am vorbit vreo 10 minute așa singură, fără să-mi dau seama. Astăzi ne vom ocupa doar de partea de anatomie a analizatorului acustico-vestibular, pentru că oricum mi se pare că e o parte destul de complexă și am pregătit niște imagini pe care să ne uităm și pe care să discutăm și prin care sper eu să vă fac să înțelegeți mai bine cum stă treaba cu toate chestiile pe care le avem noi în ureche. Bun. Și o să dau puțin zoom out aici, pentru că v-am spus, deja vorbisem pe imaginea asta, trecem peste. Și vom face așa o prezentare de ansamblu. Urechea este alcătuită din ureche externă, ureche medie și ureche internă. Urechea externă, toată lumea știe că este alcătuită din pavilion și din conductul auditiv extern. De reținut că la nivelul pavilionului aici sunt niște celule adipoase, pe lângă cartilajul de care știm deja, și conductul auditiv extern se termină la nivelul membranei timpanului, de fapt la nivelul timpanului. Mergem mai departe la nivelul urechii medii. Urechea medie, care este o cameră pneumatică săpată în stânca osului temporal, și care este delimitată lateral, pe peretele lateral, de timpan, lateral deoarece se găsește spre exterior, iar medial spre urechea internă, nu se văd în poză, dar sunt fereastra rotundă și fereastra ovală. În partea sa anterioară comunică cu nazofaringele prin intermediul trompei lui Eustachio, iar în urechea medie, propriu-zis, se găsesc trei oscioare, ciocan, nicovală și scăriță, ciocanul și scărița având și niște mușchi atașați, care au rolul de a diminua și respectiv de a amplifica semnalele sonore. Sper că nu zic vreo prostie. Dar dacă vi se pare că spun vreo prostie de-a lungul clipului, întrebați-mă în comentarii sau spuneți-mi că am spus vreo prostie ca să pot să-i atenționez și pe ceilalți care se uită la clipuri. Îmi mai scapă și mie uneori, pentru că vă dați seama, uneori le filmez. De fapt, de cele mai multe ori filmez seara și nu mai am chiar cel mai bun randament. Deci, cum spuneam, scărița are rolul de a amplifica sunetele. Vă gândiți că efectiv sunetele urcă pe o scară și ajung undeva mai sus, în timp ce ciocanul le diminuează. Urechea internă este de asemenea săpată în stânca osului temporar și este formată dintr-un sistem de încăperi numit labirint osos. În interiorul labirintului osos se găsește labirintul membranos. Puteți să vă gândiți la labirintul osos ca la o cască care vine peste labirintul membranos pe care trebuie să-l protejeze. Între labirintul osos și labirintul membranos se găsește perilimfă și de asemenea, rămânând la labirintul osos, acesta este format din vestibul, canale semicirculare, 3 la număr, și melcul osos. Canalele semicirculare, cel anterior și cel posterior, se unesc într-un canal comun înainte de a se deschide în vestibul și fiecare canal practic se va deschide printr-o porțiune mai dilatată numită ampulă. Termen pe care v-aș sugera să vi-l însușiți, pentru că vă veți lovi de foarte multe ori în el, de el, pe timpul facultății. Bun. Mai departe, melcul osos este situat anterior de vestibul și trebuie să-l vedeți cumva 3D, pentru că acesta are o formă ușor țuguiată. Puteți să vă gândiți la el ca la un con sau ca la o piramidă, pentru că el vine spre anterior, e ca și cum am trage așa de el. Și prezintă un ax central numit columelă, în jurul căruia melcul osos realizează 2 ture și jumătate. Și vom trece mai departe și vom discuta exact despre încăperile, despre membranele de la nivelul urechii interne. Asta este o poză pe care eu n-am înțeles-o vreo 2 ani de zile, cred că cu o lună înainte de admitere
m-am prins și eu de unde vine secțiunea asta, pentru că efectiv nu puteam să înțeleg din pozele care sunt în Corint. Și cred că poza asta chiar vă ajută să vă dați seama cum e făcută secțiunea și să înțelegeți de unde vin toate rampele astea de care ne lovim când vine vorba de urechea internă. Bun. La nivelul urechii interne, există două membrane care compartimentează lumenul osos, și anume membrana bazală și membrana vestibulară Reisner. Membrana bazală va delimita inferior de ea rampa timpanică, iar membrana vestibulară Reisner va delimita superior de ea rampa vestibulară. Între cele două membrane, bazilară și vestibulară, se va delimita canalul cohlear. Cele două rampe, vestibulară și respectiv timpanică, vor fi umplute de perilimfă, în timp ce canalul cohlear este umplut cu endolimfă. Labirintul membranos. Labirintul membranos, imediat dau un zoom pe poză, este situat în interiorul labirintului osos, după cum deja am discutat, și este format din două cavități, utriculă și sacula. Sacula situată în partea inferioară. Utricula se găsește în partea superioară a vestibulului membranos și la nivelul ei se deschid ampulele celor trei canale, iar la nivelul saculei, în partea sa inferioară, se va deschide ductul cohlear. Ductul cohlear conține organul corti, pentru care am din nou o poză pregătită. Asta mi s-a părut cea mai utilă, cea mai de folos dintre toate. Și vom lua exact elementele pe rând și vom vorbi despre ele. Organul corti este așezat pe membrana bazală. Dacă ne uităm în poza aceasta, aici avem organul corti. Organul corti și membrana tectoria. Membrana tectoria în care vor intra cilicelor auditive de la acest nivel. Ne întoarcem la poza noastră, care e mult mai clară și mai zoomată. În centrul organului corti regăsim un spațiu triunghiular reprezentat de tunelul corti. Tunel corti care este traversat, după cum vedem și în această imagine, de fibre nervoase provenite de la nervul auditiv. Pe laturile tunelului corti vom întâlni celule de susținere. Toate acestea cu verde sunt celule de susținere, iar cele colorate cu portocaliu, care se găsesc cumva pe celule de susținere, sunt celule auditive, celule senzoriale, care participă practic la recepția auditivă. Și acestea sunt de două tipuri, celule auditive interne și celule auditive externe. După cum observăm și aici, celulele auditive interne sunt dispuse într-un singur strat. Nu e o singură celulă, pentru că efectiv ele formează niște rânduri. Imaginați-vă că e o paradă militară și ele efectiv sunt așezate pe rânduri, iar cele interne formează un singur rând, în timp ce cele externe formează trei rânduri. Deci în spatele acesteia e o altă celulă și tot așa, nu sunt doar acestea. Aici avem doar o secțiune efectiv. La polul bazal, cred că ar trebui să discutăm puțin despre polul bazal și polul apical, că știu că la un moment dat și eu aveam probleme cu astea la admitere. Polul apical îl vom găsi mereu spre un lumen, adică spre o încăpere, ca să spunem așa, cum e, de exemplu, la nivelul intestinului. Intestinul prezintă un lumen. Dar cred că asta e deja oricum de nivel de admitere, cuvântul lumen, deci ar trebui să vă descurcați cu el. Iar polul bazal se găsește spre, aș spune, o bază, dar nu e tocmai corect exprimat. Ca să înțelegeți, polul bazal va fi în contact cu altceva. Iar aici avem celulele de susținere sau, în cel mai rău caz, membrana bazală. La polul bazal vor sosi terminații dendritice de la nivelul ganglionului corti. Iar la polul apical, celulele noastre auditive vor prezenta cili. Cili care pătrund în membrana reticulată secretată de celulele de susținere și care nu apare aici. Ah, ba da, e aici, lamina reticulară. Nu o vedeam. Și
se alungesc până la nivelul membranei tectoria. Nu mai știu sincer dacă în Corint spunea ceva că celulele ciliate interne nu ajung la nivelul membranei tectoria, dar în orice caz, posibil să fie o informație extra, celulele ciliate interne nu ajung la nivelul membranei tectoria, ci doar cele din stratul extern ajung la nivelul membranei tectoria. Ele sunt practic cele care se îndoaie, mă rog, ciliilor sunt cele care se îndoaie și determină depolarizarea celulelor. Bun, dar despre asta cred că vom vorbi mai mult în partea de fiziologie, care va fi într-o parte 2 a acestui clip, care nu știu când va apărea, dar va apărea cândva, până la admiterea asta, clar. Bun, nu știu dacă am sărit ceva din partea asta. O să trecem puțin la, dacă mai știu și eu unde, la analizatorul vestibular și la receptorii acestuia, receptorii săi care sunt situați la nivelul labirintului membranos și sunt reprezentați odată, în primul rând, de utriculă și saculă și, în al doilea rând, de canalele semicirculare. Bun. În utriculă și în saculă se găsesc câte o maculă. Macula care reprezintă, de fapt, analizatorul. Deci, nu utricula și sacula sunt analizatorii în sine, ci macula pe care o conțin. Și la fel este și în cazul canalelor semicirculare, e vorba de crista ampulară a acestora. Bun. Și aici vom vedea că avem o organizare destul de similară cu cea a celulelor auditive, la modul în care această maculă e alcătuită din celule de susținere, care aici nu se văd, adică nu sunt desenate propriu-zis, dar imaginați-vă că partea asta galbenă ar fi reprezentată de celule de susținere, pe care vor fi așezate celule vestibulare, care și de această dată sunt tot celule ciliate. O să vă avertizez că imaginile astea oricum conțin chestii extra și faceți abstracție cumva de chestiile de care voi nu aveți nevoie, pentru că boronul, asta e o imagine din boron, e la nivel de facultate, nu la nivel de admitere, așa că nu încercați să vă complicați cu toate chestiile care apar aici. Țineți cont doar de cele pe care vi le spun eu pe imagini. N-are sens să vă încărcați inutil acum cu ele. Și la fel ca și în cazul celulelor auditive, și la acest nivel, la polul lor bazal, vor veni terminații nervoase de la ganglionul scarpa de această dată, de la ganglionul vestibular scarpa, în timp ce la polul apical vom avea cilii. Și de această dată, cilii vor fi înglobați într-o membrană gelatinoasă, membrană gelatinoasă care în acest caz nu se mai numește tectoria, ca în cazul analizatorului acustic, ci se numește membrană otolitică. Membrana otolitică, de la nivelul maculelor utriculare și saculare, prezintă niște granule de carbonat de calciu și magneziu numite otolite, pe care le vom găsi doar la acest nivel. La nivelul maculelor din canalele semicirculare nu avem aceste granulații de reținut. Practic, puteți să vă gândiți că mereu cilii celulelor auditive și vestibulare vor ajunge să se găsească într-o membrană gelatinoasă, atât în cazul celulelor auditive cât și vestibulare, însă aceste granulații le veți găsi doar la nivelul maculei din utriculă și saculă. Atât. Sper să nu vă bulversez prea tare totuși. Și cred că asta a fost în mare ceea ce voiam eu să vă spun. O să intru puțin și în Corint. Eu l-am deja deschis, dar trebuie să găsesc imaginile, să ne uităm puțin și peste ele, să vedem dacă mi-a scăpat ceva și să mai discutăm o dată puțin de chestii utile de pe aici, de pe imagini, că știți că mereu imaginile sunt problematice. Avem pavilion, conduct auditiv, timpan, ciocanii cu ovală și scăriță. Ajungem în urechea internă. Văd că aici nu sunt foarte bine delimitate. Aici avem, cred că, tromba lui Eustachio, da, corect.
Aici undeva ar trebui să fie fereastra ovală și fereastra rotundă, dar care nu se văd. Sunt efectiv doar puse aici cu niște numere. Nu știu dacă pot să dau zoom. Pot să dau zoom oare? Da, pot să dau zoom. Wow, superb! Și în urechea internă avem labirintul osos, care conține interior labirintul membranos. Labirintul osos format din vestibul, melcosos și cele trei canale semicirculare. Încă o dată dețin faptul că cel anterior și cel posterior se vor uni într-un canal comun ce se, înainte de a se deschide în vestibul. Iar în partea aceasta sosesc nervii vestibular și acustic. Cred că era o chestie, da, că nervul acustic e mult mai gros decât cel vestibular, așa se observă pe poză, dar totuși detalii de genul mi s-ar părea prostesc să dea totuși. Bun, și trecem mai departe la imaginea aceasta minunată, care m-a terorizat pe mine mult timp. Avem membrana bazală, aici sunt fibrele nervului care sosesc la celulele ciliate, interne respectiv externe. Membrana vestibulară Reisner, care delimitează superior, nu mai știu cum este dată, aici noi avem scala vestibulară. Nu-mi spune, de ce nu-mi spune? Rampa vestibulară, dar nu venea efectiv termenul de rampă vestibulară, nu știu de ce. Rampa vestibulară, rampa timpanică, iar în partea mijlocie, canalul auditiv sau canalul cochlear. Bun, eu mai verific o dată să nu spun prostii, că v-am spus că sunt destul de obosită și da, nu mi-ar plăcea să vă induc în eroare. La nivelul canalului cochlear avem și organul cortic, care este practic principalul actor, mă rog, nu actor, este protagonistul atunci când vine vorba despre recepția auditivă. Și acesta prezintă în centru un triunghi numit tunelul corti, care este traversat de fibre, după cum observăm și în această parte. Iar lateral este mărginit de celule de susținere, acestea roz, și celule auditive, cele cu albastru pe aici. Bun. Dacă ar fi să face mai multe conexiuni, cele interne primesc mai multe fibre, de fapt prezintă mai multe fibre, deoarece majoritatea fibrelor aferente care vin la aceste celule se duc la celule ciliate interne. Celule ciliate externe sunt mai mult specializate în a conduce semnalele preluate prin fibrele eferente, dar asta depășește, cred că, nivelul de admitere. Însă, cred că ar fi utilit să rețineți că celulele ciliate interne au mai multe fibre nervoase decât cele externe. Și, de asemenea, celulele ciliate interne se găsesc într-un singur strat, în timp ce cele externe în trei straturi. Bun. Mai departe, ce ar mai fi de spus aici? Că la polul bazal sosesc terminațiile nervoase, iar la polul apical avem cili, care vor fi înglobați în membrana tectorie, o membrană gelatinoasă, care vom vedea în următorul clip din BioLearning cum acționează, mă rog, nu cum acționează, care e rolul ei concret. Bun, și aici nu știu dacă mai avem vreo imagine pe analizatorul acustico-vestibular. Da, mai avem doar la calea de conducere. A, avem aici. E ok, da. Da, cred că... Cred că asta era partea de fizio, dar nu mai contează, că o să vă explic aici puțin pe imagine cum stă treaba. Avem o imagine din maculă, din macula, fie din utriculă, fie din sacula, nu cred că e... Da, nu e precizat că nu are relevanță, adică nu v-ați dat seama de pe imagine de genul de unde e. Și avem din nou celule de susținere, astea cu roz, și celule vestibulare, senzoriale, acestea. Acestea, de asemenea, la polul bazal primesc terminații nervoase, de această dată de la ganglionul scarpa, vestibular scarpa, iar la polul apical prezintă cili care pătrund într-o membrană gelatinoasă, din nou gelatinoasă, însă de această dată este vorba despre membrana otolitică, care la acest nivel conține și granule de carbonat de calciu și magneziu, numite otolite. De aici provine și numele, practic.
Iar în cazul maculei, în cazul celulelor din canalele semicirculare, cilii acestora, da, vor pătrunde într-o membrană gelatinoasă, dar care însă nu prezintă granule de calciu și magneziu. Și cam asta m-am gândit eu să vorbim în partea de anatomie a analizatorului acustico-vestibular. Sper că v-ați mai făcut așa o idee de cum stau lucrurile prin ureche, cum sunt acolo așezate și care e legătura dintre ele. În următorul video, pe care sper să îl fac cât mai curând, vom vorbi și de partea de fizio, care în carte nu cred că e foarte amplă și o să încerc să nu depășesc prea mult nivelul de acolo, ca să nu vă induc în eroare. Dar spuneți-mi în comentarii cu ce ați vrea să continui după ce fac și partea de fizio, pentru că pe Insta am primit foarte, foarte multe propuneri. Știu că sunt multe părți prost explicate în corinți și pe care ați vrea să vi le explic, dar nu știu dacă o să reușesc să le aprofundez pe toate până la admitere, așa că, nu știu, eventual scrieți-mi în comentarii și dacă vedeți că s-a scris deja ce vreți voi, dați-mi un like comentariului ăluia sau, nu știu, mai comentați și voi încă o dată cu același lucru ca să văd exact ce se dorește pe mai departe a fi explicat. Noi ne revedem la următorul video și nu uitați că până atunci pe mine mă găsiți pe Instagram pe Stunning with Passion, unde îmi puteți scrie și acolo ce ați vrea să vedeți în următorul clip din această serie și până data viitoare sper să ne revedem cu bine. Bye!